Un grav accident de circulație s-a produs duminică dimineață pe trecerea de pietoni de la Spitalul Vechi. Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 10:45. Victima traversa strada pe o trecere pentru pietoni de pe bulevardul Roman Mușat, trecere care face legătura între zona Spitalului Vechi și strada care duce spre piață. Din primele cercetări reiese faptul că de vină pentru producerea accidentului se face șoferul mașinii, un bărbat din Horia, care, în ciuda vremii nefavorabile, nu a condus prudent. Data de 11.10.2015, bulevardul Roman Mușat din Roman a avut loc un accident rutier soldat cu vătămare corporală a unei persoane. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul colteț, rezultatul fiind negativ. Efectuăm cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile care a avut loc accidentul rutier. Conducătorul auto, un bărbat de aproximativ 50 de ani din comuna Horia, nu ar fi văzut pietonul din cauza condițiilor meteo. În urma impactului, femeia s-a lovit cu capul de parbrizul mașinii. Șoferul a declarat că nu a observat pietonul deoarece geamul mașinii era aburit. În cauză va fi întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.